Șeful PSD avertizează că ar putea fi retrasă permisiunea de navigare pe canalul Bâstroiei. Marcel Ciolacu a precizat că, la fel cum MAE a dat un accept pentru a se naviga pe Chilia și canalul Bâstroiei, la fel de bine autoritățile române s-ar putea răzgândi în contextul controverselor privind lucrările de dregare în zona deltei Dunării. Nu se pune în balanță ajutorul pe care trebuie să-l facem și umanitar și economic, și nu numai, Ucrainei cu situația de la canalul Bistrei. La nivelul Uniunii Europene s-a hotărât că singurul canal navigabil din delta Dunării este Sulina. Printr-o excepție, Ministerul Afacerilor Externe, îndreptățit, au dat un acord ca un pescaj de 3,5 să se poată naviga în această situație excepțională în care se află Ucraina. S-a constatat și am văzut cu toții anunțurile făcute de Ministerul Transporturilor sau Infrastructurii din Ucraina că se poate naviga cu pescaj de 7 metri. Asta înseamnă că acolo s-au făcut niște lucrări și s-a mărit adâncimea. Lucru nepermis. Și de acordurile internaționale, și de mediu, și de absolut. Eu cred că în acest moment debitul de apă este singurul care nu, ele au loc, dacă vreți să ridicăm un satelit să urmărim Ucraina ce se întâmplă pe Bistroie, cred că nu e cazul. Nici baloane, nici drone. Că nu este un stat prieten al nostru Ucraina. În acest moment o să se discute prin Ministerul Afacerilor Externe și cred că prin Ministerul Transportului împreună cu Ministerul Infrastructurii și al Transportului din Ucraina, ca să, din punctul meu de vedere, trebuie să intre în legalitate cât mai repede. Și se poate face acest lucru și tehnic.